Polei. Și acesta este... într-adevăr... coșmarul șoferilor. Dimineața Blană cu Ramona și Coțofană. România va fi lovită de freezing rain. Sau, cum ar spune românul, ploaia înghețată. Ce înseamnă asta? Ploaia înghețată va apărea în România de astăzi și va afecta mai multe zone din țară. Pe lângă ploaia înghețată, se va mai produce un fenomen periculos pe șosele. Dar cu care suntem destul de obișnuiți deja, pentru că suntem români. Drumul va fi acoperit de... polei. Și acesta este... într-adevăr... coșmarul șoferilor. Așa că aveți grijă. În acest weekend, poleiul poate fi oriunde. Poleiul poate fi în fața voastră, în spatele vostru. Conduceți cu atenție. Dar vreți să vă mai spunem și despre freezing rain? Spune-ne, te rog frumos, ce înseamnă, ce presupune acest fenomen, de unde a apărut? Fulgii de zăpadă intră în contact cu stratul de aer cald, se topesc și se transformă în ploaie. Picăturile astea de ploaie ajung din nou în stratul rece și se răcesc brusc. Nu te-ai fi așteptat la asta. Se răcesc, că sunt în stratul rece, desigur. Dar fără să înghețe complet. Înghețul însă are loc instantaneu la contactul cu suprafețe reci de la sol, asfalt, cabluri, mașini. Așadar, șoferi, la ce trebuie să fim atenți în acest weekend? La freezing rain. La ploaia asta înghețată, să evităm să ne aflăm pe drumurile patriei, dacă ne prinde această ploaie, să tragem pe dreapta, să ne punem siguranța și viețile în pericol. Și la asfalt. La polei. Polei. Dimineața Blană cu Ramona și Coțofană.